Mă gândesc la începuturile mele când mă gândeam, Doamne, am atâta energie, sunt atât de nebunatică, că mi-era teamă ce o să se întâmple când o să îmbătrânesc, dacă o să am firea asta așa zăpăcită și atunci. Dumnezeu are grijă și, cum zice Bănățeanu, ce mai pășiu, ce mai liniștește. Și toate vin cu vârsta, și înțelepciunea, și liniștea, și o altfel de gândire, și o altfel de apreciere a fiecarei clipe pe care o trăiești. Dar au fost ani frumoși, au fost cu bucurii și nu numai, pentru că nu întotdeauna lucrurile ies așa cum îți imaginezi. Au fost și zile în care am urât ceea ce fac. De ce? Am fost dezamăgită, am fost dezamăgită de mine, nu de cei care mă ascultă. Cei care mă ascultă au dreptul să mă judece, au dreptul să spună orice, cum o fac și acum și nu mă supăr, chiar dacă sunt judecată, chiar dacă nu sunt apreciată. Asta este, nu poți să placi la toată lumea. Aș putea să-ți dau o grămadă de nume de mari vedete care au fost criticate și au fost lăudate și s-au bucurat și de una și de alta. La fel și eu. Nu mă supăr nici pe cine mă critică, nici nu mă supăr pe cei care nu apreciază ceea ce fac. Îmi pare rău, îmi cer scuze că nu pot fi pe placul tuturor. Dar întotdeauna este așa. Așa e viața. Nu poți să împaci pe toată lumea, nu poți să fii pe placul tuturor, nu poți să te mulțumești nici pe tine întotdeauna. Doamna Nicoleta, nu știu, sunt persoane care acum câțiva ani vă iubeau, poate tremurau în preajma dumneavoastră și acum vedeți că vorbesc pe la colțuri, că încearcă să lovească în dumneavoastră. Nu mă deranjează pentru că eu nu mai am 18 ani și toate vin cu vârsta. E foarte normal să nu mai fiu cea de acum 50 de ani, de acum 40 de ani, de acum 30 de ani. Pentru că e normal să fii așa. Nimeni nu rămâne așa. Nici tu n-ai să fii peste 50 de ani așa cum ești acum. E foarte frumos, fiecare vârstă e frumoasă, tot ce ni se întâmplă este minunat și cum am spus, îi mulțumim Bunului Dumnezeu că ne ține sănătoși și pe pământ. Nimeni nu scapă de bătrânețe.